invitat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la canal de Gica Popescu, unul dintre cei mai iubiti sportivi ai României, a făcut dezvăluiri emoționante, a povestit despre momente extrem de sensibile din viața sa, precum cel al mortii tatălui său. A relatat despre perioada dificilă a detenției, despre prietenia stransa cu Gheorghe Hagi, a oferit detalii nestiute până acum din vestiarele istoriei fotbalului românesc. Cu siguranță, cel mai negru moment din viața marelui sportiv a fost cel legat de moartea tatălui său. Gica Popescu se afla în spatele gratiilor în acele momente cumplite și a aflat despre tragicul eveniment de la soția sa. Mie era imposibil să cred că un om cu care vorbisem seara trecută murise. M-am pravizit pe scaun și am început să planin pohote, a povestit, vizibil marcat, Gica Popescu. O altă relatare impresionantă din perioada de detenție face referire la modul în care îi se petrecea viața zilnică în spatele gratiilor. În închisoarea încerci să găsești un echilibru, nu e deloc plăcut să fii acolo. Am gătit foarte mult. Aduceam mâncare de acasă sau luam paste de la magazinul penitenciarului. Nu te lasa nimeni să ai un aparat, așa că făceam paste cu termoplonjonul. Am ajuns la performanta să fac 4 formaci cu termoplonjonul. Situația era de așa natură ca te facea să improvizezi tot felul de lucruri, a mai povestit Gica Popescu în cadrul emisiunii. Marele sportiv a fost întrebat de Denise Rifai dacă a fost vreodată banat de femei pentru faima și bani. Fostul internațional roman a afirmat că a avut mereu încredere în el însuși, iar banii nu au constituit un mijloc de a cuceri o femeie. Nu am simțit vreodată că s-ar fi întâmplat așa ceva, să fiu vanat pentru bani. Probabil și din mandrie, din orgoliu, am considerat că sunt un bărbat care poate să emită pretenții fără a avea buzunarul plin, a răspuns marele sportiv. În acest context, Gica Popescu a oferit și detalii tulburătoare despre perioada când facea fama la propriu. Asta s-a întâmplat și când eram junior la Craiova. Au fost zile în care stăteam de sâmbătă până luni fără să mănânc. Si jucam la echipa mare, la Craiova, a relatat acesta emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai poate fi urmărită în fiecare marti seara, imediat după serialul Nemilosul Istanbul, la canal D. Personalități marcante, din diverse domenii de activitate, vin în fața publicului și răspund unui interviu maraton, un adevărat exercițiu de sinceritate.